Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Carina Miller și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. 3 ani și 2 luni de închisoare a primit un bărbat din zona separatistă transnistreană pentru că a arborat drapelul ucrainean și a criticat abuzurile comise de armata rusă invadatoare. Tensiuni la frontiera dintre Rusia și Georgia, unde mii de ruși încearcă să fugă din țară pentru a scăpa de mobilizarea parțială. Georgienii cer guvernului să închidă granițele. Avocatul poporului cere crearea unui mecanism de protecție a cetățenilor Republicii Moldova aflați în Federația Rusă și sprijin pentru cei care vor să se întoarcă acasă. Procuratura Anticorupție investighează sursele de finanțare a acțiunilor de protest organizate de partidul politic Jor. Cercetările au loc în cadrul dosarului penal deschis pe baza suspiciunilor că această formațiune politică ar primi bani de la o grupare infracțională. Informația a fost confirmată pentru TVR Moldova de Mihai Ivanov, unul dintre procurorii care instrumentează cazul. Luni, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-o conferință de presă că protestele organizate de partidul politic Jor în fața Parlamentului și președinției sunt finanțate cu bani furați. O poziție similară a avut și Anastasia Taburceanu, consilierul de comunicare al premierului. Am încercat să obținem un comentariu din partea organizatorilor protestului, dar Dinu Țurcanu, președintele Raionului Orhei, și Pavel Verejanu, primarul municipiului Orhei, nu ne-au răspuns la telefon. Situație gravă la adăpostul de câini din Chișinău, unde de la începutul anului au murit 104 pede. Cu ce acuzații vin reprezentanții secției de control și protecție a animalelor la adresa îngrijitorilor și ce reacție au autoritățile abilitate, aflăm în Telejurnal. Un bărbat din zona separatistă transnistreană a fost condamnat la 3 ani și 2 luni de închisoare pentru că a arborat drapelul ucrainean și a criticat abuzurile comise de armata rusă în Ucraina, inclusiv ilegalitatea dislocării acesteia în regiunea transnistreană. Asociația Promolex solicită implicarea autorităților Republicii Moldova, dar și organizațiilor internaționale și misiunilor diplomatice pentru a urmări situația libertății de exprimare în regiunea transnistreană. Victor Pleșcanov, în vârstă de 58 de ani, este un activist civic din regiunea transnistreană care în ultimii ani a avut permanent o poziție critică împotriva abuzurilor comise în regiunea separatistă. Motivul condamnării a fost că, în timp ce se afla într-un magazin din orașul Tiraspol, Pleșcanov a spus că a târnat steagul Ucrainei pe balcon și ar fi insultat așa-numitul minister al securității de stat din zona separatistă. Pe 10 iunie, el a fost reținut 5 zile pentru huliganism. În acest timp, domiciliul lui a fost percheziționat de structurile locale de securitate, fiind ridicate ilegal mai multe bunuri, inclusiv calculatorul personal. Soției s-a spus că împotriva lui Victor Pleșcanov a demarat o cercetare penală pentru așa-numita incitare la extremism prin intermediul internetului și a mass-mediei. Problemele lui au început în martie 2022 cu pretinse procese verbale contravenționale, iar în iunie 2022 aceste probleme s-au oficializat cumva, pentru că a criticat pe de-o parte administrația la Tiraspol, dar și pentru că a susținut în permanență Ucraina. Este o altă privațiune ilegală de libertate, este o altă cauză când nu cunoaștem care este starea lui de sănătate concretă. Este o altă situație când familia acestuia își face griji și la fel se află sub un risc. Pe 26 septembrie, așa-numita judecătoria orașului Tiraspol l-a condamnat pe Victor Pleșcanov la 3 ani și 2 luni de închisoare pentru incitare la extremism. Pedeapsa urmează să fie executată într-o închisoare cu regim deschis. În prezent, bărbatul este deținut în așa-numitul izolator de detenție preventivă numărul 3 din orașul Tiraspol. Câteva luni în urmă, a intrat în vigoare noi modificări la Tiraspol, modificări la legislație locală, când oricare persoană care se va adresa la autoritățile Republicii Moldova, inclusiv organele de drept, riscă să fie sancționate. În aceste considerente facem apel la organele de drept pentru a se autosesiza pe această cauză și să intenteze toate procedurile corespunzătoare. Să nu aștepte plângeri de la rude, de la persoane nemijlocite, pentru că sunt suficiente informații. Între timp, trupele ruse de ocupație din regiunea transnistreană au desfășurat exerciții de intervenție
în cazul unui atac radioactiv sau cu arme biologice, anunța Ministerul Rus al Apărării, care a menționat că exercițiile au fost planificate. Nici autoritățile oficiale ale Republicii Moldova și nici așa zisa administrația Transnistriei n-au reacționat la desfășurarea exercițiilor în contextul războiului din țara vecină, Ucraina. Chișinăul nu va accepta niciodată datoria regiunii transnistrene pentru gazele naturale. Declarația a fost făcută de președintele Mae Sandu după ce ieri un grup de experți a afirmat că acordul semnat toamna trecută de guvern cu Gazprom prevede ca datoriile Tiraspolului și la gazele naturale să fie achitate de Moldova Gaz. Mae Sandu a mai menționat că dacă totuși restanțele vor fi incluse în factura Moldova Gaz, atunci acestea vor trebui achitate de societate pe acțiuni, nu de stat. Președintele a mai declarat că există riscul ca Gazprom să ne închidă robinetul de gaz după 1 octombrie. Dacă acest lucru se va întâmpla, autoritățile vor cumpăra gaz de la alți parteneri. Potrivit șefului statului, România a asigurat că va ajuta Republica Moldova să treacă cu bine de această iarnă. Precizăm că Gazprom, împreună cu regimul de la Tiraspol, dețin 63% din acțiunile Moldova Gaz. Continuăm cu alte știri. Cel puțin 3 civili, între care și un copil, au murit în urma bombardamentelor de noaptea trecută armate ruse asupra orașului Dnipropetrovsk. Potrivit administrației locale, ar putea fi mai multe victime, iar salvatorii continuă să caute oameni sub dărâmăturile a 10 de case distruse de rachetele rusești. Șeful administrației regionale din Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko, a anunțat pe rețelele sociale că rușii au lovit noaptea mai multe zone rezidențiale. El a precizat că 3 civili au murit și alți 5 au fost răniți, însă numărul victimelor ar putea fi mai mare. Între persoanele rănite găsite de salvatori sub dărâmăturile unei case, se numără și o fetiță de 12 ani care dormea în momentul în care locuința i-a fost lovită de o rachetă a rușilor. Potrivit administrației locale, armata rusă a bombardat în timpul nopții în jur de 60 de case particulare și mai multe clădiri din orașul Dnepropetrovsk. Unele au fost avariate, iar altele distruse complet. În plus, au fost afectate multe mijloace de transport și linii electrice. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та 4 житлові будинки повністю зруйновані. Зараз службою порятунку проводяться пошуки однієї дитини. На місці пожежі були виявлені останки трьох людей, двох дорослих та, на жаль, однієї дитинки. Пошуки четвертої дитинки зараз тривають. În prezent, salvatorii continuă să caute oameni sub dărâmături, unde ar mai putea fi oameni, inclusiv copii. Aseară, armata rusă a lansat rachete și asupra infrastructurii civile a orașului Crivoi Rog, din aceeași regiune Dnepropetrovsk, însă nu au fost raportate victime. Cozi infernale cu mii de vehicule la frontiera dintre Rusia și Georgia. Atmosfera este tensionată pentru că se avansează greu, așa că mulți abandonează mașinile și merg pe jos până la graniță. De cealaltă parte au apărut proteste ale georgienilor față de afluxul de ruși care fug în țara din Caucaz. Nu știm cine sunt, spun ei, cerând guvernului de la Tbilisi să închidă granițele. Peste 3.000 de vehicule așteaptă la punctul de frontieră Lars ca să treacă în Georgia. Coada a depășit 18 km, iar atmosfera este din ce în ce mai tensionată. Rușii fug de mobilizarea parțială anunțată săptămâna trecută de Vladimir Putin. Unii și-au abandonat mașinile, au cumpărat biciclete la prețuri amețitoare. Alții au mers pe jos 24 de ore sau mai mult ca să ajungă la granița cu Georgia. Sunt epuizați, iar voluntarii îi așteaptă cu apă și hrană. Potrivit Ministerului Georgian de Interne, peste 10.000 de ruși trec zilnic granița. De cealaltă parte, FSB, Serviciul Rus de Securitate, trimite militari în zonă. Сначала мы ехали на машине, потом поняли, что на машине это займет неделю, если не больше. Бросили машину и пошли пешком. Да. Пешком это тоже заняло около суток, что было тяжело, мягко говоря. Я бежал от мобилизации. Да. Я не хочу умирать за режим. Я не считаю его правомерным. В общем-то, он преступен. Ситуация de la граница provocat tensiuni și în Georgia. Sunt proteste față de afluxul de ruși care intră în țară.
Amintirea războiului ruso-georgian din 2008 este vie. Protestatarii organizați de un partid de opoziție georgian cer guvernului să închidă frontiera și să nu le permită rușilor să-și înregistreze afaceri sau să obțină rezidență în Georgia. Sunteți dezertori, nu sunteți bineveniți, se putea citi pe unul din afișe. We have this action just to say Georgian people, for Georgian government, that all these Russians, they are not tourists. Maybe they are Russian agents or Russian militaries and or deserters. Președintele Dumei de stat a anunțat că rușii care au plecat în Georgia în aceste zile și au semnat la frontieră un document prin care recunosc Federația Rusă ca țară agresoare vor fi urmăriți penal. După haosul din primele zile ale mobilizării din Rusia, Ministerul Rus al Apărării pare că și-a schimbat strategia și încearcă să-i atragă pe tineri în armata rusă. Mulți însă preferă să părăsească Rusia cât mai au timp, de teamă că se vor închide granițele și vor ajunge pe front, într-un război despre care spun că nu este al lor. Cum și-a schimbat strategia Ministerul Apărării de la Moscova, ne spune corespondentul TVR Liviu Iura. Ca să refacă imaginea armatei ruse și să schimbe percepția oamenilor, însuși ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, s-a deplasat la un centru de antrenament pentru a demonstra că tinerii mobilizați chiar își fac datoria. În afară de comisariatele militare, la care sunt chemați bărbații trecuți deja prin armată, Ministerul Apărării folosește și centre de recrutare mobile. Сейчас мы можем рассмотреть граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Годных в военной службе, ну и, соответственно, имеющих образование не ниже основного общего. După декретarea mobilizării, străinii pot să primească cetățenia rusă mai repede printr-o procedură simplificată dacă se înrolează acum în armată. Sunt tineri care afirmă că simt o vocație pentru serviciul militar. Детство меня всегда привлекала служба в армии. Я по профессии сам музыкант, окончил колледж искусств в Ростове. Сейчас планирую вступить в ДТП вооруженных сил по контракту. Вот меня привлекают воздушно-десантные войска. Может, я надеюсь, все получится. Сейчас собираю документы. Autoritățile regionale promit indemnizații bănești suplimentare bărbaților care pleacă pe front, iar guvernul a aprobat mai multe măsuri de relaxare fiscală pentru cei din armată. Datoriile la bancă, ipotecile și alte credite pot fi plătite mai târziu, iar în caz de deces pe front, băncile trebuie să-și asume pierderile, mai precizează executivul rus. Din Moscova pentru Telejurnal, Liviu Iura. Avocatul poporului Ceslavu Panico a expediat un demers la președinție, guvern și la Ministerul de Externe, în care solicită crearea unui mecanism de protecție a cetățenilor basarabeni aflați în Federația Rusă. Ombudsmanul mai cere facilitarea liberei circulații a acestora spre Republica Moldova. Potrivit lui Panico, există riscul ca cetățenii Republicii Moldova, care se află pe teritoriul Federației Ruse, să fie înrolați în forțele armate ale Moscovei, fără voia lor. Avocatul poporului spune că în ultima perioadă a primit mai multe sesizări de la basarabeni aflați în Rusia și de la rudele acestora care vor să se întoarcă în Republica Moldova, dar au actele expirate și întâmpină dificultăți de perfectare în cadrul consulatelor și ambasadei. Continuăm cu alte știri. Situația gravă la adăpostul de câini din Chișinău. Reprezentanții secției de control și protecție animalelor declară că în ultimele luni mortalitatea în rândul patrupedelor s-a triplat. Activiștii susțin că animalele nu ar fi îngrijite și chiar ar fi tratate cu multă cruzime. Administratorii adăpostului spun însă că una dintre cauzele morții cățeilor ar fi o invazie de căpușe. Doar în primele două săptămâni ale lunii septembrie, la adăpostul de câini din Chișinău au murit 18 căței. Activiștii pentru drepturile animalelor susțin că de la începutul anului au fost înregistrate peste 100 de decese, iar cauza principală ar fi cruzimea îngrijitorilor. În suti, în acest loc se vizilează 9 milioane de lei în acest an, dar предприятие никак не осуществляет ту функцию, которая для нее предназначалась. Это масовая стерилизация, это вакцинация и все, что прописано в регламенте. В последнее время
увеличилось количество смерти собак, по нашему мнению, потому что они освобождают место для нового муниципального предприятия, то есть для строительства второго некрополя. Gestionarii spațiului spun că, de fapt, este vorba despre o invazie de căpușe. Dacă vorbim de la lună la lună, atunci s-a majorat destul de puternic. Deci de la 3-4 animale până la aproximativ 20. Căldurile acestea cumva au sporit viteza de răspândire a căpușilor. Sunt, desigur, și cazuri de evadare. Câinii sunt animale inteligente și acolo, evident că sunt nevoie permanent să vă perfecționez, să zic eu, volierele cele astfel încât să nu-i vadeze. Reprezentanții necropolei de animale din Chișinău spun că de mai bine de un an adăpostul nu are un medic veterinar, astfel că multe animale bolnave nu au putut fi îngrijite și tratate corespunzător. Sunt documentate toate situațiile. Din ziua de astăzi va fi medicul veterinar în teritoriu. Să zicem, undeva din un an jumătate nu a fost medicul veterinar în teritoriu. Veterinarii pur și simplu nu vroiau să vină cu acela serviciu, să nu-și pătează imaginea, să nu asta, că permanent aici era problemă cu din partea iubitorilor de câini. În adăpostul de câini din Chișinău, în acest moment, sunt 317 animale. Capacitatea însă este de 500 de câini. În comparație, în aceeași perioadă anului 2020, în cuștele de aici erau peste 800 de patrupede, mult peste capacitatea adăpostului. Inspectorii ANSA declară că au primit numeroase plângeri despre cruzimea îngrijitorilor asupra animalelor. Recent, un grup de specialiști a mers într-o inspecție la fața locului. Au depistat o serie de încălcări. Una din încălcările grave care mi s-au comunicat este și faptul că această exploatație unde se întrețin animale nu dispune de autorizare sanitar veterinară și inclusiv nu au un medic veterinar care să acorde asistență veterinară acestor animale. Au fost dat un termen de prescripție și ulterior urmează a fi făcut un recontrol la fața locului și după caz vor fi sancționate inclusiv persoanele responsabile. De la început în cadrul anului, 50 de căței din cadrul adăpostului au fost adoptați. S-a tras cortina peste cea de-a șaptea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Ce spectacol a încununat festivalul și care au fost impresiile actorilor, organizatorilor și spectatorilor, vedem imediat. Uraganul Ian a lovit zonele de coastă din Florida cu ploi torențiale și rafale de vânt de peste 185 de kilometri pe oră. E declarat de categorie 4 pe o scară de 5. Specialiștii atrag atenția că ar putea fi cel mai puternic uragan din ultima sută de ani. Ploile torențiale au provocat deja inundații considerate catastrofale și pene de curent pe scară largă. În Florida este stare de alertă maximă. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mii de oameni. Președintele Biden a aprobat un ajutor special pentru mai multe regiuni prin care se estimează că va trece uraganul. 3.000 de membri ai Gărzii Naționale au fost mobilizați în Florida, 10 de zboruri de pe aeroportul din Miami au fost anulate. Înainte de a ajunge în Statele Unite, uraganul Ian a răvășit Cuba, unde a provocat moartea două persoane și întreruperea generală a curentului electric. Cele mai mari centrale sindicale din Franța sunt în grevă astăzi, nemulțumite de nivelul salariilor. Transportul în comun, circulația trenurilor și unele activități școlare vor fi perturbate. Regia Autonomă a Transporturilor în Comun din regiunea pariziană anunță perturbări ale circulației care vor dura până pe 30 septembrie la ora 7. Ministerul Român de Externe a transmis o atenționare de călătorie în acest context. Cetățenii români sunt îndemnați să consulte paginile de internet ale Ministerului, Ambasadei României la Paris și a consulatelor României din Franța. Mai mulți producători farmaceutici din Europa avertizează că ar putea opri fabricarea unor medicamente generice ieftine din cauza prețurilor astronomice la energia electrică. În schemele de ajutorare, sectorul farmaceutic nu a fost cuprins deocamdată. Fabricanții de medicamente atrag atenția că au nevoie de sprijin pentru a putea plăti costurile de la curent. Astfel vor fi nevoiți să scumpească medicamentele generice ieftine sau chiar să oprească fabricarea acestora. Pe lângă facturile la curent, fabricanții de medicamente se plâng și de creșterea cu până la 160% a prețului la unele materii prime.
Revenim la știri din Republica Moldova. Cea de-a șaptea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești a ajuns la final. Timp de două săptămâni, actori de pe ambele maluri ale Prutului au evoluat pe scenele teatrelor din Republica Moldova și au prezentat 24 de spectacole. La regalul actoricesc cu genericul Artiștii pentru Pace, Libertate, Speranță a fost invitat și un teatru din Ucraina. Doamne, Doamne, Doamne! Ia! Încă iarna trecută, când pune primul fior în furtă, să gândesc să sfârșească mai repijor cu țăsutul. În ultima seară a festivalului, iubitorii de teatru au urmărit spectacolul Frunze de Dor de Ion Druță în regia lui Alexandru Cozub. Sunt încântat să mă aflu, iată, la reuniunea, la această reuniune celor mai buni teatre, teatre românești, vin la noi, cei mai buni actori, cu cele mai bune piese. În primul rând trimit un gest de recunoștință pentru Ion Druță. Noi ne-am format cu cărțile lui Druță, noi ne-am învățat să vorbim o română corectă, citind cărțile lui Druță. Frunze de Dor a fost una dintre primele mele povestiri citite, mi-a plăcut mult, mi-a plăcut și finalul atunci și multe, multe detalii care mă însoțesc în continuare prin viață. Programul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești din acest an a cuprins 24 de spectacole și 9 audiții de piese radiofonice. O surpriză, spun chiar actorii, a fost participarea Teatrului Național Dramatic Ivan Franco din Kiev. Actorii din Kiev cu spectacolul Coriolanus și au fost niște emoții extraordinare. Înainte de asta, cu o zi înainte, ei au reușit să vadă spectacolul nostru, Requiem pentru Bucea, unde, deci eu, cum să zic eu, un manifest împotriva războiului. Cel mai mult m-a uimit Coriolanusul jucat de Teatrul Național Ivan Franco din Kiev, un spectacol ce m-a marcat profund, nu o să-l uit curând. Deocamdată pot să zic, este strict părerea mea subiectivă, cel mai bun spectacol pe care l-am văzut vreodată în viața mea. În ediția din acest an, organizatorii și-au propus să le reamintească oamenilor cât de importantă este libertatea de creație și pacea atât pentru artiști cât și pentru întreaga societate. Teatrul tot timpul, de la înființare, din Grecia antică, a demonstrat că este o insulă a libertății, o insulă a frumosului, a democrației. O reamintire încă o dată a ceea ce înseamnă sărbătoare, ce înseamnă frumos, ce înseamnă teatru, care va fi, este și va fi veșnic. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția 2022, a fost organizată cu sprijinul Ministerelor Culturii din România și din Republica Moldova, al Institutului Cultural Român și al Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Pentru al doilea an consecutiv, evenimentul s-a desfășurat sub înaltul patronaj al președinților Republicii Moldova și României. Cele mai apreciate lucrări ale compozitorului basarabean Vlad Burle au fost prezentate aseară la sala cu orgă din Chișinău într-un concert jubiliar. Unele compoziții au fost auzite în premieră de iubitorii muzicii de cameră. Cu o prodigioasă activitate în domeniul compozițiilor corale, vocale și instrumentale de cameră, Vlad Burle a adunat aseară la sala cu orgă un public care apreciază muzica de calitate. În prima parte a concertului au fost prezentate lucrări pe care le-a scris recent. În a doua parte a fost interpretată Sinfonia Monastirea Argeșului, tablouri epice după Vasile Alexandrii. Principiul după care am ales lucrări interpretate o singură dată sau în premieră absolută. Tot timpul sunt aceste emoții de comuniune cu interpreții și pe urmă triplu, comuniune interpreți sală, fiindcă este o energie care se degajă în timp concertul, care nu poți să obții când privești sau când asculți. Dumnezeu a scris o creație pentru cor, mi-a zis că chiar pentru corul de cameră de la sala Corgă, care se numește Mănăstirea Argeș, împreună cu Valeriu Matei. Iată, mă bucur că avem atâta public astăzi în seală, sper să placă. Este domnul nostru profesor, domnul Vlad Burlea. Am venit cu mare drag din motiv că îl stimăm și totodată nu pot să spun că nu ascultăm muzică de cameră. Născut în 1957 la Bravicea, în raionul Călăraș, compozitorul Vlad Burlea este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova și România și membru al Uniunii Cineaștilor. Creațiile sale sunt interpretate în cele mai cunoscute săli de concert din țară și de peste hotare. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Mai multe informații urmăriți în telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!